mișcările de cadre, începând cu data de astăzi și până în 24 iunie, se depun la Inspectoratul Școlar cererile pentru concursul care va avea loc în data de 13 iulie. Concursul de titularizare, de fapt, este un concurs la care participă toți cei care doresc să se titularizeze în învățământ, dar media va conta și pentru detașare la cerere, detașare la cerere prin concurs specific, va conta pentru continuitate și, evident, pentru suplinire în învățământ. Concursul se va desfășura pe data de 13 iulie. În ceea ce privește admiterea, până cel târziu mâine, trebuie să afișăm în toate unitățile de învățământ listele finale cu elevii care au susținut probe de aptitudini. Adică ne referim la unitățile de învățământ care școlarizează în forma de învățământ vocațional, deci în învățământul vocațional, pedagogic, sportiv, artă, muzică și așa mai departe, arte plastice, muzică. De asemenea, probele de competențe de comunicare în limbă străină. Practic, mâine le definitivăm aceste liste, aceasta însemnând o etapă în procesul de admitere. Sigur, admiterea trebuie să rămână puțin pe loc până în momentul în care vom avea rezultatele de la evaluarea națională, rezultate cu care vom calcula apoi mediile de admitere, medii care vor conta în repartizarea computerizată care se face la nivel național, ca și în fiecare an, conform metodologiei pe care cred că de acum o știți și dumneavoastră foarte bine, pentru faptul că nu s-a schimbat față de ultimii ani.